Salutare lume, în acest videoclip este vorba despre un castofon Audi MMI 3G, uitați-l aici, mulți să recunoașteți. Așa, să trecem la subiect. Am desfăcut acest castofon deoarece partea de răcire, integratele funcționau undeva la 50-60 de grade și pe carcasă nu erau decât 40. Uitați aici ce sistem de răcire are. Vedeți? Deci vârsta lui de 10 ani și așa că am spus cuvântul. Deci se rupe foarte ușor, deci trebuie schimbată. Din fericire am altele recuperate de prin alte părți care oricum sunt de calitate mai bune și mult mai groase. Așa. L-am schimbat toate. Da, și voi un castofon de mașină ce poate să conțină. Deci a mulți se recunoaște sigla asta și numele ăsta. Așa. Avem și un procesor pe placă. Memoriile RAM. Dau mai aproape să vedeți. Da, oricum ați văzut destul. Și pe partea asta la altul unii vine hard disk-ul. Are un hard disk pe ID, SATA ID. Așa. Mai are încă 4 memorii RAM care vine cu răcirea direct pe carcasa hard disk-ului. Uitați, acesta este hard disk-ul. Așa. Are un ventilator mic aici. Răcire pentru ce vedeți aici. Acest ventilator este făcut să scoată aerul afară. Sistem de prindere este printr-un cauciuc, ca să nu se audă vibrațiile. Dați aici conectică. Așa, pentru comenzi volan, comenzi la schimbător, antenă, alimentarii, ecranul și aici partea din spate, partea de amplificare din fibră optică. Așa. Au fost o leacă cam greu de desfăcut, deoarece n-am mai desfăcut un model ca ăsta. Așa, vedeți și răcirea aici. E o bucată subțire de aluminiu pe care nu prea am cu ce să o înlocuiesc. Decât atâta numai pasta asta, nu știu exact cum se numește, pe care o voi schimba. În rest, da, ei funcționează chiar foarte bine, nu știu ce cât RAM are și ce procesor, dacă cu un nucleu sau cu două. Și da, altceva nu mai am ce să vă mai arăt. Asta e. La revedere!